Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E bine, în viața așa, în general, să nu intri în contact cu proștii. O, da, știu, e imposibil. La fel de bine este să faci tot posibilul să nu-i lași pe proști să intre în contact între ei. Cum să vă zic, ați văzut cum fac câinii în parc? Se apropie, se miros așa prin părțile rușinoase și după aia fie se joacă, fie vor să se omoare. Așa sunt și proștii când intră în contact. Se uită puțin unii la alții și nu știi, bă, se iubesc sau se iau la omor. De obicei la noi se merge pe varianta B. De ce nu recunoașteți că Teldrum e firma clanului dumneavoastră? Credeți în continuare că în dosarul Belina Victor? De ce nu recunoașteți că Teldrum e firma dumneavoastră? Pe bune, te aștept să-ți răspundă? Cum să te porți în felul ăsta și să pretinzi să fii respectat? Și tot citesc în presă relatări de la fața locului. Vă rog, nu-i mai numiți jurnaliști pe toți instigatorii infantili. Astea sunt întrebări de jurnalist? Păi de ce nu întreb și... De ce nu recunoașteți că furați, domnul Dragnea? Domnul Dragnea, da, de ce nu recunoașteți dumneavoastră că Brazilia este țara dumneavoastră? Domnul Dragnea, și de ce nu ne zici unde țineți banii furați? Auziți, da, aveți mulți bani furați. Domnul Dragnea, de ce nu recunoașteți că sunteți o ființă coruptă? Le facem cadă să vă obișnuiți cu ele, domnul... Serios, ne plângem de spectacolul cu cătușe făcut în societate de către unii procurori DNA și aplaudăm niște neterminați care flutură cătușele prin curtea tribunalelor? Ne plângem de jurnaliști acoperiți, de instituții de presă plătite de partide sau aflate sub stăpânirea serviciilor, dar îi numim jurnaliști pe unii care sunt de fapt militanți ai unor tabere, oameni din galeria altor partide. Ce boală ne-am ales noi românii de cerem normalitate aplaudând astfel de comportamente? Pe de altă parte, să vă spun o lege nescrisă a prostiei: fiecare prost își are prostul său. Codrin Ștefănescu poate fi văzut stând de vorbă cu bărbații care l-au protejat pe Liviu Dragnea. Doi dintre ei au fost duși de poliție la secție. Domnule Dragnea, e bineînțeles că vorbim cu dumneavoastră, că doar n-o să vorbim cu nenea asta, Codrin Ștefănescu. Nu suntem imbecili. E ca și cum am vorbit cu magnetul de pe frigider. Deci, domnule Dragnea, e jenant să spuneți, dar eu nu știu, dar eu n-am niciun amestec. Ia-l dumneavoastră, domne, câinele ăsta, Codrin, de ce nu-l țineți în lesă? De ce n-are bodniță? De ce nu-i adunați rahatul pe care îl face în mijlocul societății noastre seară de seară la televizor? Eu ca bărbat cu voi aș discuta când se sting camera de din emisiune, bărbătește, într-o altă cameră. Este foarte clar că v-ați decuplat de la România reală. V-ați decuplat de la România reală. Trăiți în alte sfere. Mergeți pe stradă, domnul Ștefan, fără gărzi de porc, fără bodyguard, ieșim împreună și întrebați-i pe oameni. Mergem la stația asta de benzină de aici, de la Fântâna Miorița. Că ieșim noi doi împreună, fără nimeni. Aveți curaj să ieșim împreună? Ieșim, sigur că da. Da, îl girați, îl trimiteți pe acest individ la TV să vă reprezinte, domnule Dragnea. Cel mai mare partid din România, din care, să ne înțelegem, fac parte mii, zeci de mii de oameni competenți și cu bun simț, oameni care chiar fac diferența în societate, la locul lor de muncă, în grupul lor de prieteni, PSD-ul așadar este reprezentat de acest bufon cu gura mare. Și știți ce? Codrin Ștefănescu este mult mai jenant și mai periculos decât acei băieți cu cefele groase. Dar nu știu cine sunt. Cum ne-aș fi chemat dumneavoastră? Nu puteți să mințiți în felul ăsta. N-am chemat pe nimeni. Nu știu cine sunt. Eu am stat în instanță și știți foarte bine lucrul ăsta. V-ați temut de reacția oamenilor? Sau de ce au venit, domnule? Dar nu înțelegeți că n-am chemat pe nimeni. Nu i-am chemat nici pe cei de dimineață, nici pe cei de acum. Ei bine, domnule Dragnea, nu e așa. Aici n-aveți dreptate. Dacă nu răspundeați în niciun fel, da, atunci erați de apărat. Dar la fel cum e de condamnat ipochimenul acela cu cătușele, care în orice democrație ar fi fost pus la pământ de sepepiști pentru a fi apoi predat forțelor de ordine, în același fel trebuie condamnat comportamentul dumneavoastră și răspunsul disproporționat pe care ați înțeles să-l dați. Nu ne facem singuri dreptate cu pumnul, șefule, pentru că
da, dumneavoastră i-ați chemat pe băieții ăia, pentru că dumneavoastră îl țineți în partid pe acest individ toxic. Și știți ce e mai ridicol de atât, domnule Dragnea? Faptul că vă explicăm cât de ridicol este Codrin Ștefănescu. Abia asta e de-a dreptul ridicol.